Dragilor, și bine ați revenit pe canalul meu. Clipulețul acesta este cu totul o surpriză pentru mine, pentru că sincer nu aveam de gând să-l filmez, dar odată ce mi-a bătut curierul la ușă, am zis haide să-l filmez pentru că sunt tare curioasă ce se află înăuntrul acestei cutii. Despre ce cutie vorbesc? Despre cutia de la Glossybox, o cutiuță pe care o primești lunar plătind 10 lire și 3 lire 94 livrare, dacă nu mă înșel, deci în total aproape 14 lire. În această cutiuță lunar primești acasă produse, fie câteva din ele full size, fie sample, adică micuțe să le testezi, produse de make-up, poate și produse de skincare, deși nu prea multe la Glossybox, la alte firme, dar primești și skincare. Am înscris la această cutiuță pentru că mi se pare tare fain, eu o numesc Moș Crăciunul meu lunar, pentru că primesc un cadou în fiecare lună despre care nu știu ce se află înăuntru și mi se pare super fain să deschid cutiuța și să văd produse noi pe care poate nu le-am încercat și nu le cunosc, să văd cum sunt, să le testez. Este o cutiuță cu roz și scrie 10 lire pe lună, poți beneficia de ea. Arată că poți plăti 10 lire pe lună dacă te abonezi doar pentru o lună și poți anula abonamentul în orice moment dacă nu-ți convine sau dacă nu-ți mai place ideea asta. Mai departe mai avem planul pe 12 luni, dacă alegi direct 12 luni și costă 8,50 lire pe lună, deci costă mai puțin. Plan pe 6 luni, plan pe 3 luni. Automat, dacă alegi un plan mai lung pe 6 luni, nu-l poți anula, dar plătești mai puțin pe lună. Pentru prima mea comandă a cutiuței, adică pe luna septembrie, nu știu dacă și în octombrie va fi la fel, am avut reducere, am avut transportul gratuit, deci am plătit doar 10 lire pe toată cutiuța și mi-a venit livrat acasă prin Royal Mail, prin poștă. Odată cu livrarea cutiuței, primești în e-mail și un număr de tracking, de urmărire, poți să urmărești cutiuța ta pe unde se află și când o să vină la tine ca să știi să fie acasă, să nu fii plecată pe undeva și așa mai departe. Am întrebat pe Instagram dacă vreți să deschid cutiuța împreună cu voi și bineînțeles că majoritatea din voi, de fapt toate, ați răspuns da. Așa că am decis să filmez clipulețul acum, chiar dacă doar ce mi-am făcut baie, am părul prins recent, poate nu sunt așa de ok, bine îmbrăcată, afară plouă, e o vreme relaxantă, stăteam pur și simplu în pat și mă relaxam. Acum mă relaxez împreună cu voi pentru că sunt tare curioasă să văd ce se află în cutiuță și haideți să vedem. Cutiuța arată cam așa, este destul de măricică și destul de greuță. Am încercat să rup eticheta cu adresa mea și cutiuța a rămas cam așa din păcate, deci am stricat designul exterior. Înăuntru, deci, se află cutiuța propriu-zisă de la Glossybox cu același roz pe care l-ați văzut pe site. Este un roz super drăguț și pal. Eu sunt o persoană de obicei care nu-i place chiar atât de mult rozul ăla care, de exemplu, Barbie de sar așa în ochi de la 50 de metri, dar îmi place genul ăsta de roz mai pastel, mai diminuat puțin. E o cutiuță super drăguță. Înăuntru, prima dată am dat de acest pliant pe care scrie Welcome to Glossybox. Același roz, super fain. Wow! Mi-a trimis și ceva bun ca să mi-l dulcească ziua. Mare coincidență că mie chiar îmi place produsul ăsta. E vorba despre Kinder Bueno, deci chiar îmi place Kinder Bueno. Chiar zilele trecute am mâncat unul, dacă nu mă înșel. Aveam nevoie de ceva dulce pe ziua asta ploioasă. Este o zi extrem de ploioasă, tipic British, englezească. Deci așa arată interiorul cu chestiile astea aici, nu știu cum să le zic, așa, drăguț. Următorul lucru pe care îl văd este uleiul facial firm pentru fermitatea pielii, pentru pielea uscată. Are ingrediente faine, văd că nu are parabeni, dar scrie aici fără parabeni. Ajută să tonifieze pielea deshidratată și obosită. Mi se pare super fain, o să-l încerc, însă nu acum, pentru că am machiaj pe față. Următorul lucru pe care îl văd este Silly Gel Blender. Este burețelul de machiaj din silicon pe care l-am văzut la atâtea fete pe YouTube pentru make-up și cremă de față, spune. Arată așa. Este cel din silicon, deci este transparent, e tare. Are forma asta și spune, de fapt spune, am văzut și-o pe YouTube. La unele fete le place, la unele nu. Aplică fondul de ten cu el, pun fond de ten pe el și fac așa ca și cu beauty blenderul normal. Tare sunt curioasă să văd cum o să fie. Are o textură extrem de ciudată. Mai departe avem trio-ul de la Cetaphil. Cetaphil, v-am spus că nu știu cum să citesc. Are trei produse. Primul este ceva de curățare, că zice Step 1 Cleans Your Face. Să curăți fața. Al doilea, Moisture Your Face. Este ceva hidratant, cremă hidratantă, da?
Iar pasul 3, loțiune pentru corp, Moisture Your Body, loțiune hidratantă pentru corp. Așa micuță. Și următoarele două sunt ca două borcanașe mici, mici, mici. Următorul lucru și pe care îl voi încerca odată cu voi este gelul de sprâncene de la Pixi. Pixi este o firmă pe care pe mine mă atrage tare mult să cumpăr spray-urile de fixare de la firma asta. Am văzut la multe fete pe YouTube că sunt extraordinar de bune. De la Pixi ce am mai văzut era o paletă de farduri scoasă de mămica aceea, It's Judy Time sau ceva de genul, a scos cu Pixi paletă de farduri. Și să vedem cât de bun e gelul. De tocmai bine pentru că e pe final gelul acela de la L'Oreal, care apropo l-am de la începutul anului, numai că cel de la L'Oreal este colorat, ăsta e transparent. Nu am eu sprâncenele perfecte, dar îmi place gelul ăsta. Nu are niciun miros. Ba da. Mi se pare că miroase a vanilie. Amestec ăla de rom cu vanilie când fac prăjituri iarna. Mi se pare că miroase fain. Și mai avem un produs full size de la Rodial. Firma care am auzit-o prima dată la Wayne Goss, la makeup artistul din Anglia. Și laud în general firma aceasta, este o firmă bună, deci am auzit de ea, însă nu am testat niciun produs de-a lor. Rujul este de fapt un creion, cum l-am pe acela de la NARS în Pussy Control. Este Sweet Lips Rodial, scrie aici. În nuanța... Nu știu unde scrie nuanța. Big Apple, cred. 2,4 grame, mi se pare o cantitate rezonabilă, atâta timp cât un ruj de la mine are 3 grame. Dar da, cred că Big Apple este numele. Este o culoare tare, tare, tare drăguță care mi-e place între maro și roșu, o culoare de toamnă. Și am să fac aici pe mână. Este foarte moale, foarte moale. V-am zis că e o nuanță tare drăguță. E o nuanță chiar de toamnă. O să mă interesez despre creioanele astea, să văd mai multe despre ele, cât rezistă, pentru ce sunt făcute. Văd că e mat, clar este mat. Acum hai să facem testul sărutului, cum s-ar spune. Nimic, absolut nimic. Wow! În prima impresie eu vi l-aș recomanda. Probabil au mai multe culori, cu siguranță, dar asta îmi place mie mult, mult, mult de tot. Deci exact parcă m-au nimerit. Asta se specifică în momentul în care îți faci profilul pe Glossy Box să primești firma cutiuță. Te întreabă acolo ce tip de ten ai, ce culoare a pielii ai, dacă ai light, dacă ai mai întins, dacă ai tenul mai negru, mai, mă rog, mai galben, cu subton roz și așa mai departe. Ce tip de ten ai, uleios, uscat sau mixt sau normal. Întreabă chestiile astea ca să știe ce să-ți trimită, probabil să-ți customizeze cutiuța, să te o personalizeze. Și așa m-au nimerit pe mine, dar nu știu cum au reușit cu rujul ăsta. În octombrie, luna următoare, este ziua mea și ei știu asta de pe site-ul meu. Probabil că o să-mi fac o surpriză sau poate nu, asta o să descoperiți împreună cu mine. Pentru că de-abia aștept următoarea cutiuță de la Glossy Box. O să vină probabil în aceeași perioadă, dar luna următoare. Sper că v-a plăcut clipulețul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like. Nu uitați să vă abonați pe canalul meu dacă nu ați făcut-o deja. Eu vă aștept în clipulețul următor. Până atunci, v-am pupăcit. Pa, pa!